În cartea profetului Amos, capitolul 4, cu versetul 12, stă scris: Și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Timp de mai mulți ani am participat alături de soția mea la recepția pe care Regele Spaniei o dădea pe 23 aprilie, la Palatul Regal cu ocazia oferirii premiului Cervantes pentru literatură. Pe invitația la ceremonie, secretariatul de la Casa Real oferea indicații detaliate cu privire la protocol. Ținută de zi pentru doamne, costum negru pentru domni, ora și data sosirii, sala de întâlnire cu regii, ordinea în care vor fi salutați cei prezenți, sala unde se dă recepția și ora închiderii există un protocol de pregătire și pentru întâlnirea în slavă care va avea loc la revenirea lui Isus ca rege al regilor și domn al domnilor făgăduința revenirii Domnului este întotdeauna asociată cu necesitatea unei pregătiri responsabile în ce constă protocolul pregătirii pentru întâlnirea cu Mântuitorul în ce termeni dorește Domnul să se întâlnească cu cei care așteaptă a doua sa venire? Așa cum reiese din alte întâlniri cu poporul său din trecut, Dumnezeu cere trei lucruri fundamentale. În primul rând, sfințire. La întâlnirea lui Dumnezeu cu israeliții la Sinai, Dumnezeu îi cere lui Moise. Du-te la popor și sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va coborâ în fața întregului popor pe muntele Sinai. Am citat din Cartea Exodul, capitolul 19, versetele 10 și 11. În al doilea rând, pentru întâlnirea cu poporul său, Dumnezeu cere pocăință. La întâlnirea lui Isus cu iudeii la Iordan, Ioan Botezătorul, vărul și precursorul său, a pregătit calea Domnului spunând, citez, Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Matei, capitolul 3, versetul 2. Și în al treilea rând, pentru a ne pregăti în vederea întâlnirii cu Dumnezeu, Domnul ne cere unitate. Când Duhul Sfânt a coborât peste biserica creștină în ziua cinzecimii, textul spune, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune. Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 14. Cu siguranță că cele trei întâlniri prefigurează marea întâlnire finală, de cea mai mare amploare și cu caracter definitiv. Ele ne slujesc ca exemplu și model pocăința sinceră totală și redeșteptarea reală a evlaviei sunt nevoile cele mai urgente. Sfințirea înseamnă un stil de viață în strânsă legătură cu Dumnezeu și o anumită stare mentală: sinceritate, verticalitate, integritate. Idealul către care tindem este evlavia, asemănarea cu Dumnezeu, calea către un progres continuu, pentru că în cele din urmă Dumnezeu să întâlnească o biserică după voia lui în permanentă comuniune cu el și unii cu alții, și nu un popor împărțit, aflat în dezacord și risipit în dispute. Astăzi este timpul să ne pregătim pentru această întâlnire și să ne adaptăm protocolului ceresc pentru a-l primi pe Isus.